O bătrână a fost atacată de un hoț și ca să scape de el, i-a spus că o să moară. Bărbatul s-a speriat și a crezut că a omorât-o pe victimă, iar mai apoi i-a pus o lumânare aprinsă în mână și a fugit. Conform Gândul.ro, evenimentul a avut loc în comuna Tătărani, localitatea Valea lui Bosie, relatează Vremea Nouă. În momentul în care individul o lovea pe bătrână, victima a recunoscut agresorul și a spus pe nume: "Eu o să mor, Costele, dă-mi o leacă de apă să-mi sting sufletul." Când și-a auzit numele, agresorul s-a panicat. Cel mai probabil, iar apoi crezând că a ucis-o pe femeie, i-a pus o lumânare aprinsă în mână și a fugit. Bătrâna a supraviețuit, dar a ajuns la spital cu 3 coaste rupte, cu o ureche tăiată și cu alte răni provocate de agresor. În ciuda ce s-a întâmplat, bătrâna le-a spus judecătorilor că îl iartă pe agresor. "Dacă el a vrut banii de la mine, eu ce să vreau de la el? Eu îl iert, n-am nicio pretenție, dar Dumnezeu să facă ce-o vrea el." Femeia spune că nu regretă că l-a iertat pe individ. "Când mă bătea, eu i-am zis, tu crezi că mie mi-e frică de moarte? Nu mie. Să fii tânăr și să ajungi să stâlcești în casă un bătrân ca să-ți dea bani din sărăcia lui. Asta înseamnă că tu, care vrei să mă omori pe mine, ești deja mort, dar nu-ți dai seama. Dumnezeu le măsoară pe toate. Acum eu am 103 ani, am trecut și peste asta." A declarat bătrâna, relatează Gândul.ro.